Piața de mașini la mâna a doua din Târgu Jiu a fost arhiplină, semn că gorjenii sunt puși pe cumpărături. Din păcate, pentru șoferii veniți cu mașinile la vânzare, cei mai mulți oameni s-au oprit la mititei, gogoși și piese de schimb. Merg vânzările acum în prag de sărbători? Nu prea merg. De ce? Slab. A venit cineva să întrebe de să se intereseze de mașina noastră? Uită și pleacă. Ce spun oamenii? Ce spun? Lipsă bani. Duminica trecută a fost, s-au vândut peste 20 de mașini. Le-am cam numărat. Acum, în prag de sărbători, sunt clienți? Nu prea, nu e bani. Nu prea sunt, șefă, nu prea sunt. Sărbătorile acum nu prea sunt. Păi, nu vor oamenii să schimbe mașina, să cumpere una mai bună? Nu sunt bani. De unde ați venit cu mașina? De la Petroșani. Și sperați să o vindeți aici la Târgu Jiu? Da, sperăm să o vinde. Sunt clienți, sunt oameni care se interesează de mașina dumneavoastră? Nu prea. Păi, nu vrea nimeni să cumpere o mașină acum înainte de sărbători? Nu are lumea bani. Cei mai mulți dintre gorjenii care au venit în târgul auto spun că au făcut-o doar pentru a-și mai clăti ochii și eventual să cumpere ceva vechituri. Acum am prag de sărbători, fiecare vine pentru distracție, pentru... Mai puțin să cumpere. Păi, acum cu criza asta economică... Ne uităm să vedem cam ce e, da? Problema e că nu sunt bani. De ce ați venit astăzi în târg? Ce v-ar interesa să cumpărați? Eu știu, nu prea mult de așa, dar... De curiozitate, să văd lumea. Mai mult așa, în trecere? În trecere, da. Acum, înainte de sărbători? Da. Târgul de vechituri de la marginea municipiului este luat cu asalt înainte de fiecare sărbătoare de peste an de cei care speră să găsească ceva produse ieftine.